Salut! Salut! Bine ați venit la BTL Club! Noi ce facem astăzi, Betty? Eu astăzi fac baie în Jelly Bath. Corect, astăzi Betty face baie în Jelly Bath. Și nu numai vei face baie în Jelly Bath, dar va trebui în timp de 3 minute să strângi din Jelly Bath 55 de jucării. Wow, e foarte mult! E foarte mult! Noi copiii am încercat să ascundem jucăriile în Jelly Bath, adică eu am încercat să le ascund, dar ele, din păcate, iese la suprafață. Dar unele erau ascunse și încet, încet se ridicau. Da, și unele erau ascunse și încet, încet se ridicau și până la urmă au ieșit. Voi poate vă întrebați de ce Betty deja este în Jelly Bath. Noi am încercat să facem Jelly Bath-ul nostru colorat, deoarece am avut un pachetel albastru, unul roșu și unul verde. Și uitați-vă aici, lângă Betty, parcă se vede albastru. Hai, Betty, arată un pic. Da, arată. Wow, ce consistență! Da. Aici noi avem 120 de litri de Jelly Bath și... Din păcate, culoarea verde și culoarea roșie s-au amestecat. Da, și-a format un fel de baron. Da. Noi intenționat am așezat-o pe Betty până a face Jelly Bath-ul în cadă, ca să nu amestecăm culorile. Dar ele s-au amestecat singure. Și eu, când am ascuns jucăriile, Betty a închis ochișorii, dar degeaba i-a închis, da? Deoarece jucăriile singure au ieșit la suprafață. Nu toate au ieșit, vă zicem că avem și jucării mai micuțe. Și imediat, timp de 3 minute, Betty va trebui să găsească 55 de jucării. Foarte mult, 55. E foarte mult, dar și 3 minute e destul de mult ușor. Da. Important tu, când o să cauți jucăriile, să nu te alunici. Bine? Știu asta. Nu te ridici în picioare, doar așa strângi piciorușele și te miști treptat. Bine? Așa. Da. Să nu cazi în Jelly Bath, deoarece este foarte alunecos. Hai, Laura, dă-i te rog vasul. Iată aici, la noi este vasul. Da? Pe partea asta, cred. Hai, dă-i. Lui Betty vasul. Tu, Betty, nu știu, ori îți pui vasul cumva în cadă, ori... Nu știu. Dar dacă se răstoarnă, să știi că ai pierdut. Dacă găsești mai mult de jumătate, înseamnă că ai câștigat. Hai să zicem, dacă găsești 30 de jucării, înseamnă că ai câștigat acest concurs sau această provocare. Dar dacă găsești mai puțin de 30, să știi că ai pierdut. Sau dacă mai mult de 30. Pe mai mult de 30 ai câștigat. Bine? Da, cu câteva puncte mai mult. Da. Laura are timer. Arată Laura timerul la 3 minute și imediat va fi start. Hai, Betty. Începe. Da? Gata. Gata, Betty. Poți să începi. Păi și ghele poate, mă pun de toate. Da. Ce mai faci? S-a auzit aplicația lui Betty cum are o aplicație. Nu e aplicație, e un fel de joc care are nevoie de mine. Da, și e instalat și la mine și la telefon și eu când merg prin oraș mă sperie când mi-au una. Noi e înainte Lost in Space. Și uneori și noapte mi-au una, da? Hai repejor, repejor, câte mai este? O, mai este destul de mult timp. Da? Hai, Betty, că eu de sus văd că sunt încă multe mărunțele. Hai, astea mari le-ai luat, dar pe cele mici? Hai, 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 uite cât de multe mai sunt. Ea nu vede. Nu, 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 o, 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 Da, o minută și 52 de secunde, deci mai ai încă destul de mult timp. Ce ai găsit? O găină? Da. Nu pierde timp. Nu pierde timp. Oh, 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 oh. Vezi, dacă le răstrâng pe toate, ai pierdut. Gata? Încheiem concursul? Da. Mai este
încă jumătate din timp. Beți să nu le răstorn. Sunt și la fund, vezi? Că unele totuși s-au dus. Iată, eu mai văd una acolo. Da? Sigur că mai sunt. Dar e plăcut să stai în gelibă, vezi? Foarte. Da? Eu adică nu. Ai mai găsit? Am impresia că le-ai găsit pe toate, vezi? După cum vedeți, gelibaful nostru deja s-a făcut foarte urât la culoare, deoarece s-au amestecat trei culori. Nu chiar aici. Deci cine n-a știut cum se face culoarea când se amestecă albastru, roșu și verde, puteți vedea la noi în cadă. Se primește așa un... ce este? Maro, da? Maro. Maro verziu, nu știu. Acolo albastru. Ele mai sunt, cu siguranță. Încă 15 secunde. Încă 15 secunde, Betty. Hai și imediat Laura ne va număra câte jucării. Hai că mai sunt, mai sunt, mai sunt. Mai sunt jucării, sunt în restart. Încă 3, 2, 0, gata! Gata! Gata. Mi se pare că oricum ai câștigat tu, Betty. Dar hai să vedem, totuși să ne convingem. Hai, Laura, pune-ți telefonul pe masă, să nu scăpi în gelibaf, dă-te Betty la o parte și cred că poți să le pui înapoi în gelibaf. Căci... Am mai găsit una. Nu, nu, gata. Ups! Atent să nu cazi, hai, iei astea. Ia. Da, hai. Le arunc înapoi, da? Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Deci, Betty, ai găsit 47 din 55. Câte n-ai găsit? Poți să calculezi? Nu. Nu? 8 n-ai găsit. Oare, sunt de puțin. Ești destul de bravo. Sunt destul de bravo, vedeți, Maia. Da. Sofia s-a întors cu picioarele în sus, da? Da. Măi, măi, nu-i frumosă. Cântați-te cu capul la copii. Așa. Da. Și George stă... Măi! Sucit. Cine nu stă? Cam toți stau cu fundulețul la noi, dar nu-i cred. Dar nu cred că e vreo problemă, da? Deci sunt jucării. Cum vezi, ți-a plăcut provocarea? Foarte mult. Foarte mult. Vrei să te mai joci în gelibaf? Da. Da? Bine. Și ce le zici copiilor? Să se aboneze. Dacă v-a plăcut video nostru, puneți like și abonați-vă la canalele mele YouTube. La canalul Betty and Club, adică acesta, la canalul Betica, unde Betty vorbește doar ea singură și caută ea singură idei de videoclipuri, și la canalul Dreamzicky, pe care noi postăm doar povești. Și să nu uitați și de canalul Alice și Prietenii, pe care tot veți găsi multe, multe povești. Pa, pa! Pa, pa! Eu zic, Betty, la urmă știi ce să facem? Să încercăm să te culci în gelibaf așa un pic și să-ți rămână doar căpușorul afară. Încerc? Da. Mai găsit o jucărie. Hai, culcă-te. Dar picioarele dă-le jos. Acum mă ridică gelibaf. Te ridică gelibaful? Da, și pe mine. Wow! Uitați-vă cum îi ridică picioarele, vă dați seama? Evident că doar nu ea le ridică, că stă în aer, dar nu în aer, da, dar în gelibaf. Consistența asta. Da, wow, ce tare! Laura a zis că e curioasă și ea să vadă cum e să stai în gelibaf. Parcă e un pic mai cald și restul nimic altceva. Nu. Stingem camera și se urcă și Laura sau cum? Da, neapărat. Da. Se urcă și Laura, dar rămân și eu aici. Nu.
nu la oraclul, vete. Nu se mai urcă nimeni. Să știți copii, ca să curgă gelibaful din cada noastră, noi avem niște pliculețe și când le adăugăm aici în cadă, gelibaful nostru se face ca apa. Arată alb. Da, este un praf alb și el curge foarte ușor din cadă. Dar o mai lăsăm un pic pe Betty să se joace în gelibaf. Da? Sofia își șterge machiajul. Prințesa Sofia. Asta totuși e prima dată când s-a primit la noi gelibaful așa urât. De obicei era verde și odată l-am făcut colorat. Ții minte, Betty, era roșu și verde. Era foarte frumos. Da. Oricum, mie și așa îmi place întunecat la culoare. Și așa e frumos. Dacă erau toate albastre, cred că erau mai bine cred să arate. Cred că dacă vrei să faci niște poze artistice, s-ar fi interesant. Dar important că cutiile erau super, super colorate. N-aveți idee, un albastru super aprins, un verde super aprins și un roșu super aprins. Dar s-a primit așa urățel. Ei, ce să faci? Asta e. Pa, pa! Pa, pa!